Oameni buni, Tinu e în piață cu Boc, bandit Boc de Numa. Și că e ziua mea și mă caută. Stai că viu numai să văd prețurile, că am auzit că le-a scumpit. Serios. Am auzit că le-a scumpit. Ne, le păcălește. Cu fasolea, fasolea e vreo 4 ani de zile. Vedeți? Ia. Fasolea e vreo 4 ani de zile și îi minte că e bună, că e nu știu ce. Ia. Ia uite-l. Ia uite-l. Dar tu aici mă cauți. Hei, auzi, stai ce spui, că nu aici ce caut eu. În ce caut eu, că am zis că tot tine. Uite, te zici că moare. Cine să moară? Ha? Hai, că mă spune povești. A? Da. Și apoi... M-am întâlnit aici, ni se bea. Zii, 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 că mă duc până acolo. Du-te. Ni, oncos. Să rămână, domnul, o zis de că tip tu de pui 40 de lei kilogram, e drept? La petri, da. Aaaa, dar aici cât e? 27. Acolo e de lux. Dar mutear s-o scumpi de vreo 2-3 luni. Nu. Nu, dar asta o fost și... Noi suntem producători. La coale lux, la petri, 35, la 40. Da, la 40. Da, da. La ei, dar noi suntem producători și aha, nu creștem prețul la toată. Da, da. Ia. Bună. Bună, domnul Nelson. Pâine albă pe vatră, 8,50. Te zicești dacă-i 12 lei pâinea. La noi nu, la noi, domnul. A? Pâine rustică, 8,50 lei. La noi cea mai scumpă e asta, 9 lei. Pâine albă? Pâinea bătută? Aia bătută ca de casă. Aha. Iar până la Agropan m-am băgat 10,50 lei. Da? La noi cea mai scumpă e asta. Și uite ce faină ptită. Da. Dar voi de care sunteți? De Oncos. A, de Oncos. Urai, domne, mândreață-i. E mândreață. Să vedem. Ia, înțelegeți? Ce zice ăștia că o scumpit prețurile? Aici e Lutinu, magazinul Lutinu. Nii ouăle, s-o scumpi ouăle, doamnă? Nu, dinainte de pasul la jos. Tot așa, dar ce te zice ăștia că 12 lei ouă? 1,20 lei ouă. Extraordinar. Bă, ce mincinoși sunt oamenii, mă. Că s-o scumpit tătătăt. Încă e mai ieftin. E mai ieftin. Uite, mă, să mă mă, că am fost să... De azi mi-a să mă duc pe fasole. Ce fasole? Am întucau și iarna fasole tăt același tău la-i Boc. Nu pot să mă îndragă, tati. Altceva. Că dacă mânc... Poprici umplute, nu-ți plac. Da, m-am dus în teatru. Mă, poprici umplut, îți plac? Îți bune. Păi și atunci cum nu poți mânca? Nu. No. Leveșă îți place? E bună. E bună, dar nu zice că îi place. El e bună, fasole verde. Nu, este fasole verde. Nu. Vrei să-ți iau să-ți pui și pe iarnă? Nu-mi trebuie. De n-apuși iarna, cine o mâncă? Cine? Apog eu, stai de mișec. Că nu mor de gata. Auzi, mă, ce-o pățit ciucurel? Ce-o pățit? Luni dimineața sau marți dimineața, nu știu, din ăsta 20. Dă-i ori te-ai caut ciucurile de la mașină. Unde? Acolo, în parcare. Du-te, mă. Serios. Păi sunt camere video acolo. Ai, dar auzi, mă, să spun. A, bătrâna care zis-o eu, gemuniere. Aia eu te-ai caut ciucurile. Extraordinar. A, cu ochelarii. Și apoi pe cine s-o răzbunat? Auzi. Mă scau la el dimineața, la 4, la 5 jumate. Scolă toată că, zice, mașina e pe jantă. Mă scol, bă, tăiai chiar și mie. Cauciuc. Nu stai așa, băi.
că imediat să scolăm levii de sus, pune camera și vedem care treabă. Extraordinar! Boc, trebuie să fiu la bloc, să facem anchetă. Da, pe cauciucul ăsta acolo jos, pe aici. Poliția sesizată? Da, cum să nu? Așa, bun. Auzi. Și zic eu, mă, nimeni nu stăie cauciucul, dar numai sub găci asta. Parcă am simțit-o. Da, de unitate, nu se poate. Doar bine, tot timpul era la el în casă. Îi serve cu mâncare, cu capele, cu trăbă. Și se scoală ala. Levi. Levi și pune pe camera. Și se vede, ultima rată spart-o la 12:30. Așa, buc. O luat cuțitul, s-au plecat. N-o zic, vezi oai? Cum s-a văzut pe cameră? Reconstituire, Boc. Da. No, nici una, nici alta. Toate patru cauciucuri nu te-ai nu. Păi nici motivul, ați vorbit cu ea. Ba, mă, că nu... E ingenozie. Nu știu ce-a apucat. Nu, mă, omule, bun. A sunat la poliție. Acum a venit poliția. Păi ea a identificat-o? Auzi, la poliție zic. Pune pe camera și ai cu filmarea la... El mă spate căruțul, mă. Ai cu filmarea la noi. Vedem cine. Simon cheamă pe un copil care trei copii are, doi băieți pe față. Stă acolo? Ea era sus, era matou. Bun, dar copiii stă cu ea? Nu stă, mă. Păi și atunci unde îl chema copiii? La telefon, o știu numărul copiilor, Sebi. Ah, Sebi o suna, bun. Da, o suna la unul, care e unul balerin. Și unul are 10 camere la Sfânt Nicolae. Păi ăla îl dăm pe mâna lui Ceapa. Pe balerin. Vine ăla. Îi arată pe măsa. Uite. Deci nu vrem să avem rușine. Dacă nu-mi plătește cauciucurile, zice eu, dau la poliție. Trebuie să o ducă pe ei. Păi cauciucurile plus ziua de lucru, banii pierduți, plus nervii, plus alea. Da. Înțelegi? Bine. Nu mai trebuie nici și bani, Boc, să o pui în pat, să te frece pe spate, să... Care bai cu inima, nu are contact cu... Nu poate să aibă cu un bărbat. Nu? Care contact. Dacă, a, are cu inima? Dacă băgam porcul în cochez, era gata. Bun, și? Păi am zis, tu, Rodica, lasă-mă să bag bocul, că sunt cam ușor să suntem bătrâni. Să ne simțim odată bine. O nu, că am bai cu inima și am tristeinuri la inima. Lasă-mi polul dacă mor. Mor în cariciul mine. Bine, mă, Boc, ce ai rezolvat cu femeia? Mor de râs. Mor în pula mea dacă mor. Dar zic eu... Eu știi ce e? Băiatul... S-a zis, care-i situația? I-a arătat să iei, uite, cauciucul. Deci, nu mi-e trebuie să vorbesc cu... Salut. Ăla l-am frate. Hai. Și cu soră mea de la... că e străinătate. S-a zis, ala de la care...